În această lună, inspectorii de muncă au verificat firmele din județ care folosesc muncitori străini. Înaintea demarării acțiunii de verificare, angajații ITM Olt au desfășurat o campanie de informare a patronilor cu privire la respectarea obligațiilor pe care le au de îndeplinit față de muncitorii străini. Dintre principalele obiective ale campaniei menționăm următoarele: identificarea și combaterea muncii nedeclarate a străinilor pe piața muncii din România, respectiv identificarea angajatorilor care utilizează cetățeni străini non-UE în activități lucrative sau cetățeni străini non-UE detașați, precum și garantarea în plată a salariului minim brut pe țară. Zeci de societăți din județ folosesc, potrivit autorităților, angajați străini. Cei mai mulți provin din Vietnam, Turcia, Bangladesh și Nepal. Patronii acestor societăți au fost invitați de inspectorii de muncă și cei de la Biroul de Imigrări la întâlniri în care le-au fost prezentate drepturile acestor angajați. Grupul țintă a fost reprezentat în general de către angajatorii care utilizează forțe de muncă cetățeni străini sau care au fost sancționați pentru nerespectarea condițiilor legale privind încadrarea muncă a cetățenilor străini pe teritoriul României. Peste 200 de cetățeni din țări non-UE muncesc la firmele din Olt. Cei mai mulți lucrează la firmele din domeniul industriei textile, al construcțiilor, dar și în agricultură.